Suntem la 2 ore de emisiune Drumurile noastre, cu mine în platou domnul Sorin Bota, deputat independent, Comisia de Transport, domnul Alexandru Lancuzov, jurnalist Radio România Actualități, și prin Skype domnul Ionuț Moșteanul, deputat USR, tot în Comisia de Transport. În așteptarea primilor kilometri din 2020, domnule Moșteanu, puteți să ne dați o lună, nu o zi sau o oră, când vom avea primii kilometri de autostradă în 2020? Eu nu pot să vă dau. Singurul care poate să dea este ministrul și directorul Companiei Naționale de Infrastructură, pentru că ei știu exact care, ce pași mai sunt, ce mai trebuie semnat pentru recepția lucrărilor și așa mai departe. Și cum spuneam mai devreme, este, din punctul meu de vedere, discuția e greșită despre câți kilometri se deschid, ci despre câți kilometri sunt maturi și pregătiți pentru a fi licitați pentru proiectare și execuție. Ori aici lucrurile bat pasul pe loc, să știți. Și asta e problema cea mai mare. Proiectele merg înainte foarte, foarte încet. În 2 ani de zile nu o să avem și să fie constructorii, nu o să aibă ce construi. Domnule Bota, în așteptarea primilor kilometri din 2020. Păi, primii kilometri electorali sau primii kilometri reali? Pentru că electoral, primii încă kilometri. Ministerul anunță zeci de kilometri care nici măcar nu se lucrează pe ei. Și ei știu clar că nu vor fi recepționați în acest an și dați în folosință. Tot managementul acestor proiecte este defectos. De la ceea ce spuneam la începutul emisiunii și colegul Ionuț a subliniat din nou, proiectele care urmează să fie în pregătire și lansate și așa mai departe. Peste 2 ani, noi nu mai recepționăm nimic, că nu mai avem ce. Managementul proiectelor în execuție este defectos. Practic, conform zicale, peștele de la cap se împute, este împuțit, mort și stăm și ne uităm la el și încercăm să mai facem câte ceva în loc să luăm taurul de coarne și să rezolvăm problemele instituționale, organizatorice și, de ce nu, contractuale. Așa cum încerc eu în aceste zile. Domnule Lancuzov, în așteptarea primilor kilometri din 2020. Cred că undeva la jumătatea primei luni de toamnă am avea șansele septembrie. Destul de mari, da? Septembrie. Poate până de alegeri. Coincidență, nu vreau să spun ceva. Dar cam așa ar fi ca termen de execuție dacă se rezolvă descărcarea nodului de la Chețani pe autostrada Transilvania în județul Mureș, să fie lotul dintre Iernut și Chețani 17 km și în funcție, cum spuneam mai devreme, de decizia autorităților din Ungaria, cei 5,5 km de pe Biharia-Borș și așadar 22,5 de kilometri de autostradă, cu tot cu bretele, dar cu aceste două condiții. Depindem de partea maghiară pentru a trei în Bihor și depindem de, subcontractorul care a luat nodul de la Chețani și trebuie să facă descărcarea pentru cei 17 km. După aceea sperăm să avem cei 16 km pe centura Bacău, șanse mici, zic, pentru lotul 2 de pe Sebeș-Turda, șanse aproape de zero, ca să fiu mai clar. Care erau deja gaz de recepționare de ministrul Cuc anul trecut. Și pe care ministerul îi pune câtă la pachet. Minciună și, lotul și manipulare publică există și irresponsabilitate din partea factorilor de decizie. Să minți cu nonșalanță, să spui că se deschid în anul respectiv și iată că suntem în următorul an cu alt ministru care a anunțat că se termină în acest an și iarăși vom fi în situația de a ne fi realizat. Și printr-o mare minune, cei în mod real 6 km de autostradă plus 4 drum de legătură de pe Râșnov-Cristian, care de fapt reprezintă doar o centură a Râșnovului, pentru că nu au, la niciun cap nu e un alt drum rapid. Foarte sceptic. Domnule Moșteanu, nu știu dacă ați urmărit astăzi știrile. Vreau 2 minute să vă stresez și să vă întreb dacă știți că premierul Ludovic Orban a fost pe Transalpina. Noi am spus că premierul meditează pe Transalpina. Nu știu dacă știți, astăzi, în
2020, contractul pentru Transalpina nu este reziliat, nu este recepționat. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? E aceeași poveste despre defilări electorale și lipsă de decizii. Pentru că, așa cum spuneți noastră, trebuie luat o decizie. Ori mergi înainte, ori închizi. Aceeași discuție pe care avem pe Pitești, Sibiu, pe sectoarele de mijloc, 2 și 3, unde aștept, ok, am tot înjurat PSD-ul, am zis PSD-ul, dar mi-am bocanș de 8 luni de zile sau mai bine de 8 luni, e PNL-ul. Și acolo trebuie luat o decizie. Ori se licitează, ori se refac, se suplimentează studiile geo de 8 luni de zile, n-avem decât povești, nicio decizie, pentru că nu e altă cale. Ori oprești și faci studii geo și anunți, gata, am dat drumul la studii geo suplimentare, ori licitezi în baza studiilor existente. Eu sunt pentru prima variantă, adică mai bine mai stăm un an, completăm, facem studiile bine și lansăm licitația apoi ca să nu ne mai avem bătaie de cap, să după aia să înceapă iar să arate unii și alții cine devine că peste 5 ani de zile că s-a blocat autostrada. Ori până nu o să vedem decizii de la niște respondenți politici, miniștri, prim-miniștri curajoși, nu o să se întâmple nimic. Domnule Bota, Orban meditează pe Transalpina, o șosea începută în 2008. Că a fost ministru al transporturilor. Da, meditează, exact. Da. Astăzi suntem Ministerul Transporturilor, astăzi cred că are 5 miniștri. Berceanu, care stă în spatele ministrului actual Bode și îl consiliază. A fost ministru Berceanu, da, de două ori. Doamna Mănescu, mare liberală, care a fost ministru. A fost ministru. Sigur, Lucian Bode, care e în fața lor. Nazare, consilier al ministrului și responsabil de relația cu Bruxelles-ul. Și premierul Orban. Și dacă mai adăugăm la pachet și comisarul european pe transport, copilul cu atâtea moașe, ce soartă poate să aibă? Transalpina sau ministerul? Toate. Tot ministerul, toată infrastructura din România. Ce soartă pentru transportul din România? Ce noroc pe transporturile din România să aibă 5 moașe și una supremă la Bruxelles? Dar cu 6 moașe nu se poate rezilia Transalpina, domnule Lancuzor? Nu e singurul drum care este în situația aceasta. Eu spun de Transalpina pentru că e un drum de vreo 400 de milioane de euro, dragi români, început în 2008, neterminat nici până astăzi. Și făcut pe bani de la buget. Și făcut pe portofelele noastre, pe banii mei, a domnului Moștean, a domnului Bota, a domnului Lancuzor, pe banii voștri. Pe banii românilor. Un drum de 400 de milioane de euro care stă deschis 4... Nu vreau să... E important turistic, e important și economic. Dar această investiție demarată în 2008, când Valea Oltului nu avea nimic, sau mă refer la prioritizare, totuși puteau fi redirecționați pentru DN2, să spunem, București-Bacău, că avem acel drum atât de complicat cu o bandă și acostament și 90 și ceva, 98 de morți pe an, cel mai periculos drum din România. Putea fi făcută totuși de exemplu șoseaua la două benzi pe sens și să găsim acele parapete de beton între sensuri, astfel încât să nu mai existe coliziuni frontale. Și alea sunt cam doar multe la, puse așa, doar la partea de prioritizare. Și spuneai de termene. Se semnează centura Zalău, lotul 2. Da? Exact. O licitație lansată în decembrie 2019 cu un singur ofertant, o companie din China. Oferta a fost depusă în februarie și astăzi ministrul Bode foarte bine că ne anunță că acesta este câștigătorul, având o singură ofertă cu lider din China. Nu e o problemă neapărat că e o firmă din China. Din potrivă, cred că va fi recordul dar bătut în România luni, la execuție, rapiditate, calitatea lucrărilor. Să nu spunem dinainte. Toată lumea a văzut, China face 2000 de kilometri de autostrăzi pe an. Dar tot de 6 luni în evaluare de o singură ofertă. Pe fonduri europene. Cum? China ar lucra prost în Europa sau mai deloc pe fonduri europene. Aici n-a lucrat că n-a avut, nu i s-au permis să intre. Sunt rigori că nu se lucrează ca în China. În China vine președintele de la partid, zice, pe aici trece autostrada și trece. Nu mai contează. Nu mai contează ce utilități sunt și hale. Păi da, dar noi suntem în Europa. Se fac
Și aici eu sunt sceptic la ce pot să facă chinezii. Chinezii sunt pe primul loc în momentul ăsta pe surse. Se aude și la Curtea de Argeș Tigven, la lotul 4 pe Sibiu, Pitești. China Railways sunt primii, turcii pe 2. Cont de mai multe aspecte în ceea ce privește companiile asiatice. Sunt încrezător că o să avem o surpriză plăcută și o dinamizare a proiectelor în România. Dacă tot am mers un pic mai sus de pe Transalpina, ne-am dus sus pe Sebeș Turda, autostrada finalizată, ne-am dus pe autostrada Transilvania, am ajuns la Zalău, unde, domnule Moșteanu, 8 milioane de euro pe kilometru centura Zalău. Nu-i cam scumpă? Păi la 6,5 era autostrada Brăiteni și ziceați că e scumpă. Sunt multe, trebuia să fie gata în 2012. Vreau să intru în discuția asta, pentru că depinde ce teren e acolo, care sunt soluțiile din SF. De exemplu, din nou revin la că ăsta știu mai bine că mi-e aproape de casă și îmi pasă, mi-e aproape de suflet Pitești-Sibiu și pe secțiunea 4 la Pitești-Sibiu din 10 km și ceva, 7 km sunt tuneluri și viaducte. Normal că va fi o bucată scumpă așa de acolo la preț pe kilometru, dar trebuie văzut că orice preț este legat de soluția constructivă. Cum zicea și domnul Bota mai devreme, constructorul poate să treacă prin munte, să facă prin laștină, să facă peste ocean dacă îi se cere. Dar totul se poate face și are un cost aferent. 5 pasaje, multe lucrări de artă, e și un poligon al armatei, conexiunea cu viitoarea autostradă Transilvania. Bun, nu contează, sunt bani europeni, dacă îi știm să-i cheltuim foarte bine, indiferent cât sunt, chiar dacă întâi îi dăm de la buget, dar măcar să găsim o soluție astfel încât 6 luni, când ai un singur ofertant și care, să zicem că îndeplinește și vreau să cred că a îndeplinit firma din China condițiile din caietul de sarcini, ce-ți ia 6 luni să studiez oferta? Eu la casele de pariuri aș pune centura Zalău dacă se termină și când, pentru că e o mare miză să intre chinezii pe piața construcțiilor din România. Vreau să vorbim și despre un proiect de lege. Domnul Bota ne-a prezentat acest proiect de lege privind accelerarea investițiilor și garantarea plăților către subantreprenori. Domnule Bota, ce implică? Cum? Adică îi ajutăm pe subantreprenori să nu mai ia țeapă? Este un punct din lege, așa. Dar cel mai important punct este cel legat de termenele care le-am prevăzut în lege, cu praguri de la 10 milioane de lei, 100 de milioane de lei în sus, astfel încât atât studiile de fezabilitate, prefezabilitate, proiectele tehnice, detaliile de execuție, avizele pentru utilități și alte avize necesare într-un proiect și construcția în sine să aibă un termen limită maxim. Iar la jumătatea perioadei de execuție, indiferent despre ce contract vorbim, dacă nu a atins 45%, se rezilează automat. Astea sunt din punct de vedere al contractelor, al execuției lor și a termenelor care sunt plecate de la construcții un an de zile, termenul cel mai mic, iar pentru lucrările cele mai mari, maxim la 1 miliard de lei, vor fi lucrările la 3 ani de zile. Este rezonabil pentru cei care vor să lucreze. Studii de fezabilitate la 4 luni de zile, în funcție de dimensiunea valorică a studiului, cine nu poate să nu participe. Cine participă n-are decât să-și lărgească compania, să lărgească numărul de participanți, de subcontractanți, astfel încât să se încadreze în termenele prevăzute în această lege. Și cu asta punem punct escaladării, întinderii contractelor, care noi, în loc să le facem în 3 ani, ajungem cu contracte să le finalizăm la 10 ani. Este anormal, oamenii nu mai au răbdare să vadă o lucrare când începe și când se termină. Se schimbă generațiile și nu ajungem să avem o infrastructură serioasă în România. Domnule, avem bani mulți de la Uniunea Europeană negociați acum recent, vor veni bani foarte mult, nu putem să stăm în același cadru legislativ de până azi. Ați prezentat în Parlament legea? Azi am trimis-o la toate grupurile parlamentare să solicit timp de o săptămână observații și susținere de la grupurile parlamentare, astfel încât... A ajuns și la dumneavoastră, domnule Moșteanu? Probabil
ajuns sau va ajunge? N-a ajuns încă, dar o să vorbesc cu domnul Bota să ne-o trimit, o să mă uit și eu, sau poate a ajuns cumva pe vreun mail la grupul parlamentar, o să verificăm. Consilierul, o să vorbesc și cu Cătălin Drulă, o să ne uităm pe ea și o să vorbim. Astfel încât să nu înregistrez încă oficial timp de o săptămână, să existe un feedback. Dar e bine să avem colegilor. O discuție. E bine să avem o discuție că știți. Pentru cum că e păcat să mai stăm așa. Eu am doar două observații foarte scurte aici. Ne citim proiectul auzind însă ideile principale, dar sunt de acord cu întărirea disciplinei financiare în ceea ce privește plata subcontractorilor, pentru că știm cu toții, sunt cazuri în care contractorii mari de afară au țepuit subcontractorii locali. Știm, am discutat și la voastră în emisiune de cazul spaniolilor de la FCC, care n-au plătit un pod unui antreprenor din Argeș, întâmplător. E de aici, de la mine, din Argeș. Și nu e singurul caz. Sunt foarte multe simplu, cazuri Ionuț, în care... Articolul este unul singur, care prevede foarte clar. N-ai voie să decontezi la beneficiar statul român, GNAIR, CFR, n-are importanță cine, dacă nu demonstrezi că tot ce ai tu în devizul și factura respectivă nu ai decontat. Absolut. Mai departe. Și cu asta am terminat discuția. Asta în regulă. Legat nu mă interesează litigii și de altceva. Întâi trebuie să plătești, ai un litigiu cu cineva, ți-l rezolvi și în funcție de aia îți recuperezi sau îți modifici plățile tale interne. Da. Dar nu ai voie să iei bani absolut de la de stat și să spui mai departe la antreprenorul român că nu-i bine. După ce tu ți-ai luat banii absolut pe munca lui. Este anormal. Absolut de acord. Legat de reziliere la jumătate, trebuie să vedem dacă rezilierea este imputabilă constructorului, pentru că niciun constructor nu vrea să se mobilizeze în teren și după aceea să stea să aștepte după autorizații de construcție și hârtii diverse. Penalitățile se duc la cei care nu le dau, așa am prevăzut. Păi, de obicei, și știi foarte bine asta, de obicei, vina pentru întârzieri este vina statului român, prin Compania Națională de Infrastructură și sau prin CFR Infrastructură, pentru că fac licitații și după aia n-au amplasamentele, n-au exproprieri, nu plătesc exproprierile, nu se mișcă companiile de cu avizele, companiile de utilități și așa mai departe. Și constructorul, pe bună dreptate, stă în teren să uită, emite și claimuri. Da, penalizări către statul român. Zice, eu stau aici cu buldozerele și cu muncitorii, vreau să lucrez. Niciun constructor nu vrea să doarmă. Nu vreau să omorâm un proiect de lege dacă articolul referitor, eu am pus toate penalitățile să meargă pentru cei care nu le dau. Mai bine îl scoatem contracte în favoarea constructorilor și în defavoarea românilor. Pauză de publicitate. Suntem din nou în direct, emisiunea Drumurile Noastre. Alexandru Lancuzov, România pierde 800 de milioane de euro bani gratis, spun eu întotdeauna, pentru metrou. Păi de unde această sumă? 315 milioane de euro de la banca, de la guvernul Japoniei, un împrumut luat din 2010. Din 2010, banii sunt în conturile ministerului, plătim o dobândă mică, n-ar fi asta problema, dar avem banii doar să lucrăm sau măcar să semnăm contractul pentru M6, pentru primele 6 stații, și de anul trecut un grant de la Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune și Dezvoltare de 517 milioane de euro, cu condiția să terminăm aceste stații cum ne-am angajat până în 2023, în perioada maximă de contractare, pentru că e vorba de eligibilitatea fondurilor europene pe actualul exercițiu 2014-2020, cu posibilitatea de extindere până în decembrie 2023, bani europeni. Dacă nu terminăm metroul, evident, banii nu-i putem avea, oricum încă nu-i avem, doar să putem semna contractul. Am venit astăzi de la Străulești, la Magistrala 4, unde noul director al metroului, de 3 săptămâni, ne-a spus franc, asta e situația și a avut curaj să spună, nu avem ce face. Riscăm să pierdem acești bani pentru că nu putem semna contractul pentru M6 până Bota, la Băneasa. Două minute mai am. Un minut. Cum spuneam la începutul emisiunii, sunt proiecte pe care le-am început eu în 2001. 2004 am semnat cu japonezii acești bani, 300 de milioane, cu 0,5% dobândă atunci. Și în ziua de astăzi n-avem nici măcar semnat contractul să-i consumăm. Așa am pierdut și banii de la Bechtel, de la american, $1 miliard,
am plătit 30 ceva de milioane de dolari penalități că nu i-am folosit. Domnule Moșteanu, sunteți deputat. România pierde 800 de milioane de euro, bani europeni, pentru metrou. Haideți să clarificăm. Partea banii japonezilor sunt bani cu o dobândă foarte bună. Nu sunt bani europeni, nu sunt fonduri nerambursabile. Sunt, da, sunt bani pe care statul român plătește dobândă an de an, de 10 ani de zile. Asta iar e important. E o dobândă mică, însă care este aruncată pur și simplu pe fereastră, pentru că nu începe nimic. Acum, a fost o discuție foarte clară, de că vorbim de metrou de la București, noi la Otopeni. Da? De asta vorbim. Acolo a fost o discuție legată de evaluarea cost-beneficiu, pentru că o foarte lungă perioadă s-a spus că nu are niciun beneficiu să-l mai ducem până la Otopeni. Între Băneasa și Otopeni, densitate mică și așa mai departe, mai ales legat cu când îl privim cu proiectul de dezvoltare al aeroportului, care are un terminal în partea cealaltă, în est, spre autostrada 3. Ori lucrurile astea nu au fost puse cap la cap, s-a bătut pasul pe loc. Sincer, domnul Lancuzov, nu înțeleg de ce v-a spus că nu se semnează. Care e motivul? Că nu înțeleg. De ce nu merge? Încă se așteaptă o decizie de la Curtea de Apel București pentru contestație. Contractul este în contestație. Nu știm nici măcar ultimul termen. Mulțumesc. Și finalitate. Mulțumesc, domnule Lancuzov, mulțumesc, domnule Sorin Bota, mulțumesc, domnule Ionuț Moșteanu. Aceasta a fost emisiunea dumneavoastră. Ne revedem vinerea viitoare. Rămâneți sănătoși!